Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Facebook a împlinit 20 de ani. Cine ar fi crezut? Mulți ani trebuie. Lasă. Serios? De ce? Ne-am bucurat când a apărut Facebook și am putut să comunicăm altfel cu... Ne-am bucurat la ceva timp după ce a apărut Facebook. Că da. Inițial n-a știut nimeni decât Zuckerberg și băia doi gemeni de la care s-au frați, de la care a furat rețeaua. Mark Zuckerberg. Mi-ați minte că tu mi-ai făcut cont cu forța pe Facebook mie. Da, regret, îmi cer scuze. Da. Bine, nu e ca și cum 2000... ți-ar fi schimbat viața. Da, nu, practic. N-ai avut niciun talent. Eu am cam... Eu sunt din ce în ce mai departe de Facebook. Stai să mă uit care este timpul... Ce timp petrec și pe ce rețele. Deci Facebook 20 de ani... Și mă întreb în ce fel ne-a schimbat viața, nu doar Facebook, în ce fel ne-au schimbat viața rețelele sociale. Ar trebui să-mi pun ochelari. Asta a trebuit să spui ochelari. Da, ar trebui să-mi pun ochelari. Din cauza rețelelor sociale. Și Instagram, și TikTok, și Facebook, toate. 5 miliarde de utilizatori activi sunt pe rețelele sociale în lume. Deci aproape 2/3 din populația planetei își pierde vremea cumva. 5 miliarde de tântălăi. Da, deci săptămâna... Nu, zilnic, TikTok 49 de minute. Și după care pe locul mai sunt astea niște aplicații, Safari, chestii și Threads 17 minute. Iar Facebook, asta e îngrijorător. 5 minute pe zi maximum. De ce TikTok? Că stai pe Threads 17 minute pe zi. Asta chiar e pentru că sunt dezamăgit de ce a devenit Twitter și nu mă mai regăsesc în Twitter. Și atunci încerc. Da, mă rog. Da, stau pe Threads. Threads e rețeaua, cum s-ar putea să nu știe multă lume de rețeaua asta. Poate crește, nu știa lumea. Eu sunt, cum se spune, early adopter. Deci descarc aplicațiile astea printre... Când aud de ea, descarc aplicații. Am o grămadă de aplicații de astea de rețele sociale care n-au mai devenit absolut nimic. Dar le-am descărcat, sunt curios. Există o aplicație acum pe care vă recomand să o încercați. Îi spune SoNexi. SoNexi. Este o aplicație dezvoltată de niște români. Așa? Care ce face? Care este o aplicație de învățare. Este cu Y la sfârșit. Nu o să aibă succes. Da, mă gândesc și eu că s-ar putea să aibă probleme. Pe principiu că acum sexy... Deci, asta, să fii inteligent este nou sexy. Cam asta este ideea. Da, nu o să prindă. România nu o să prindă. Deci, în 2023, numărul de utilizatori activi de pe rețelele sociale a crescut cu 5,6% în comparație cu 2022, în timp ce populația mondială a înregistrat o creștere de 0,9%. Instagram și TikTok sunt cele mai mari platforme sociale. Instagram are 1,65 miliarde de utilizatori activi, TikTok 1,56 de miliarde de utilizatori. Trebuie să iei în calcul și că vine campania electorală și o parte din creșterile astea sunt pentru boții și haterii care vor participa la asta. Da, posibil. Este un fenomen. Sincer, eu sunt... Adică realmente îngrijorat de influența pe care au început să o aibă rețelele sociale și de lipsa totală sau aproape totale de reglementări în unele dintre rețele, unde poți să găsești orice discurs de ură, pornografie, abuzuri verbale, este înspăimântător. Deci sunt foarte departe rețelelor sociale de ce credeam că vor deveni. Și anume un loc în care să ne conectăm cu prietenii, să schimbăm glume, informații drăguțe, rețete de mâncare, le găsești și pe astea. Ăla e un loc cu verdeață, vine mai încolo. Da. Nu e asta. Dar sunt cel puțin... Bine, acum există și... Adică algoritmii remarcă ce conținut cauți și ți oferă genul acela de conținut. Însă, pe alocuri, adică rețelele au și personalitatea lor. Eu mi-am configurat TikTok în așa fel încât îmi oferă rețete de mâncare. În primul rând, rețete de mâncare și comedianți. Dar când intru pe Facebook, ceea ce fac din ce în ce mai rar, am senzația că este o permanentă criză de isterie acolo, în zona de comentarii. Toată lumea se ceartă, se înjură, se omoară din nimic. Frate, nici nu vă cunoașteți între voi. Cum puteți să vă înfuriați în halul ăsta pentru... Eu nu comentez. Dar nu înțeleg de ce au ajuns. Dacă nu-ți convine ceva, în principiu trebuie să comentezi. Da, asta e senzația pe Facebook în mod special. Și înjură totalmente inutil. Fără să se întâmplă înainte în parc și la coadă, ceea ce nu prea se mai practică. Și oamenii au o supapă acolo. Când nu cred. Îi
Nu se întâmplă ceva, nici la coadă, nici în parc, să te înjure direct unul în față, că nu-și permitea. Nu, 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 dar oamenii înjurau un parc în gând. Terți. Știi ce spun? Sau la coadă. Asta. Vorbeau despre unul... Acum poate să-l înjure direct pe ăla, pe pagina lui de Facebook. Și spune, și păstrezi anonimatul, nici nu pățește nimic, că nu știe nimeni iată cine este. Na. Da, oricum, rețelele sociale sunt omniprezente. E cineva, oare, în țara asta, care nu are rețea, nu are cont, și maică mai are 92 de ani, pune poze, scrie publică, interacționează, comentează, ea e pozitivă, a descoperit emojiurile cu floricele și cu de-astea, cu zâmbete și inimioare și pune emojiuri de-astea peste tot. Să-ți dă și pe WhatsApp? Nu are WhatsApp, că nu are telefon, nu are smartphone și nu știe okay să folosească. V-aș întreba pe voi, prieteni care ne ascultați, care credeți voi că a fost și că este efectul rețelelor sociale asupra noastră? Adică sunt omniprezente, clar. Ce credeți, fac mai mult rău sau mai mult bine? Cum le priviți? V-ați putea imagina lumea astăzi fără rețele sociale? Cum ar mai exista? Fac și lucruri bune. Ne permit, de exemplu, să ținem legătura cu cei care sunt plecați, cei dragi care sunt plecați. Emigrați. E foarte simplu, mult mai simplu decât să stai pe e-mail. Da, da, te ajută mai multe, domnule. Uite, cu rețete de mâncare, te ajută. Dacă vrei să faci o călătorie undeva, acum poți să scrii locul respectiv, oricare ar fi locul ăla pe planetă, și ți-apar X imagini, experiențe și, ale unor oameni acolo, filmări, da, recenzii. Eu mă refer la rețele, la rețele sociale, nu la, mă rog, YouTube. A devenit tot cu rețea socială, din punctul meu de vedere. Dar și pe video. Instagram, dacă dai un loc, vezi toate imaginele din lumea acolo. Da. Da. Știi că influencerii care trăiesc din călătorii, dau mai întâi căutare și se documentează pe rețele cu locurile în care trebuie să ajungă să facă poze și despre care să relateze. Deci a devenit și o sursă de venit. Pentru mine rețelele sunt o sursă de venit. Și nu sunt singur. Eu sunt mic, dar sunt oameni care câștigă zeci de mii de euro anual din rețele sociale. Sau poate chiar mai mult în România. 0372069599. Da, hai să intrăm în direct. Care e rețeaua voastră favorită? Facebook, Instagram, TikTok și de ce? Și cum priviți rețelele sociale? Ce credeți, dacă fac mai mult rău sau mai mult bine? Haideți să vorbim. Da, sunt foarte multe mesaje și uite unul interesant de la Alin din Copenhaga, care spune că au trecut 16 ani de la primul lui cont de Facebook. Am trecut prin toate fazele, de la posesor de cont la posedat de cont. Între timp m-am plictisit și sătura rău de el. Am închis definitiv două conturi, am stat câțiva ani fără rețele sociale, acum am un cont cu doar 100 de prieteni, toți cunoscuți. Aha. Și asta doar pentru că sunt plecat din țară și vreau să țin legătura și să comunic cu ei. Ce mișto. Post. Bravo. Florin, bună dimineața. Salut, Florin. Salut. Bună dimineața. Mai mult bine sau mai mult rău rețelele sociale pentru oameni? Mult mai mult rău, din punctul meu de vedere. Rețeaua mea favorită este niciuna, deși am cont pe Facebook, dar nu vreau să-mi fac și pe altele. De ce crezi că din punctul meu de vedere, pentru că a limitat foarte mult interacțiunea umană, ca să zic așa, reală, din viața reală. Toată lumea stă pe Facebook, în cafenele toată lumea stă pe Facebook, ieșind la beri toată lumea stă pe Facebook sau pe alte rețele sociale. Și doi la mână, au defectat, în ghilimele, foarte mult modelele la care se raportează tinerii. De aia avem botoxate la 16 ani. De-aia toată lumea umblă cum umblă, pentru că... Auzi, dar nu ți-e greu să mă ieși la o bere cu prietenii și ei să stea pe Facebook și tu să stai să bei bere? Da. Au și eu pe Facebook, până la urmă, că da, nu pot să stau două, trei ori așa. Dar ideea e că și vis-a-vis de modele, tinerii din ziua de azi nu pot, nu știu dacă nu au, neapărat nu au capacitatea, dar cred că se raportează la niște lucruri care nu sunt reale. Pentru că pe Facebook toată lumea pozează în fericit, în cei mai buni, în daia acasă mănâncă ochiuri cu cartofi prăjiți. Nu-i rău, nu-i rău, aș mânca niște ochiuri acum. Da, Florin. Mulțumim tare mult, Florin. Mulțumesc. Alex, bună dimineața. Bună, Alex. Bună dimineața, vă sunt de la Iași. Bună. Să știți că, să știți că vă ascult în fiecare dimineață și... Sunteți emisiunea mea preferată, asta, așa, pe lângă discuția. Mulțumim, Alex. Astăzi. Facebook-ul, Instagram-ul și, în general, toate rețelele socializare au și o parte bună. Pentru că, uite, de exemplu, eu sunt artist și pot face publicitate. Poftim, am foarte, foarte mulți prieteni mai pe toate rețelele sociale și pot să fac publicitate. Într-adevăr, există și partea alea ca în orice. Până la urmă, nu avem ce să facem. Asta este, așa sunt rețelele făcute. Iar, apropo de TikTok,
E foarte, foarte urâtă aplicația aia. Deci sunt o grămadă de tâmpenii pe acolo. Dar încă o dată, am văzut și nu eu. Se poate. Am văzut niște chestii înspăimântători de proaste și de dezgustătoare și mitocănește acolo. Ceva incredibil. La un moment dat citesc din memorie. Acum citesc chiar pe Facebook, uite, apropo, că dacă înainte lumea la o cinzeacă sau la un rachiu mai povestea ceva, rămâneau discuțiile acolo. E, acum rămân pe Facebook și nu cred că e un lucru bun, pentru că le citește multă lume și s-ar putea să devină modele. Mulțumesc, Alex, mult. Îți mulțumim tare mult. Să scrii și pe Facebook, te rog, că suntem în emisiunea ta favorită. Și să ne dai tag. Da, tag. Bine, Alex. Constantin, bună dimineața. Salut, Constantin. Alo? Salutare, salutare. Salut, Neața. Constantin. M-auziți? Da, te rog. Nu grozav, dar zi. Salut, salut. Ok. Sunt în mașină, în camion și... Te rog, spune-ne. Ok. Băi, am Facebook de vreo 70 ani. E bun sau e rău pentru tine? Te auzim destul de nasol, să știi. Sincer să fiu, e și bun, e și rău. Pentru că este foarte multă răutate gratuită. Da. E foarte multă minciună, foarte multă prostie. Uh-huh. Care se propagă. Și la ce e bun? E bun doar că mai ține legătura cu prietenii. Mai ținem legătura cu prietenii, da. Așa e, mulțumim tare mult, Constantin. Alex, bună dimineața. Bună, Alex. Neața, neața. La prima întrebare, ca să răspund, mai nou, de vreo jumătate de ani, pe Reddit stau. Reddit, da, și eu sunt fan Reddit. Stau pe Reddit pentru că... Dar știi că există, acum se caută, adică sunt foarte mulți oameni care, din cauza faptului că Google face push pe rezultate care sunt sponsorizate, atunci când caută ceva pe Google, adaugă la sfârșit Reddit. Ca să găsească acolo experiențe autentice. De căutare, da, e mai bine făcut motorul de căutare pe Google decât prin Reddit. Uh-huh. Dar mi se par mai nișate discuțiile, de asta mi se pare mie. Ce am remarcat eu, și cred că toată lumea, într-un fel sau altul, asta spune, cred că se numește efectul Dunning-Kruger, da, dacă nu mă înșel, în care cei mai puțin instruiți au părere foarte bună despre ei și cei instruiți, ca să-i denumim așa, sunt cumva mai retrași. Da. Și cred că asta se întâmplă peste tot. Da, acum, normal că sunt și lucruri bune, părți bune. Da, cum zicea și Alex mai devreme, poți să-ți faci o reclamă, poți să comunici cu clienții tăi dacă ai o firmă. Uh-huh. Și eu am Facebook, am și o firmă și folosesc Facebook pentru a comunica cu clienții mei, cu potențialii clienți. Dar, în mare parte, ce ține de... păreri, da, toată lumea are păreri pe Facebook, toată lumea are păreri pe toate rețelele de socializare și... Da. Cred că ar trebui fiecare să urmeze o regulă pe care eu am învățat-o cu mulți, mulți ani în urmă, când eram pe un forum al unui joc care îmi plăcea foarte mult. Și acolo regula acelui forum era asta: te adresezi celorlalți așa cum te-ai adresa părinților tăi sau profesorilor tăi. Adică poți să te contrazici cu ei, dar fă-o în mod respectuos. Dacă toți am urmat regula asta, cred că rețelele sociale ar fi un loc mai curat. Ovidiu, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Mai avem câteva secunde, te rog. Da, să știți că și eu am Facebook, are părțile lui bune și părțile lui negative, dar depinde cum vrei să-l folosești. Uh-huh. Tot așa, poți să promovezi unele chestii pe Facebook, dar poți să și mănânce timpul. Încerc să le explic la copii partea bună și partea negativă a lui, exact cum ne folosim de energia electrică, tot așa și rețelele sociale pot să-ți mănânce și să-ți capteze timpul. Ce mă îngrijorează este faptul că rețelele sociale sunt animate, guvernate de algoritmi care sesizează care sunt interesele tale și amplifică acest răspuns la dorințe. Adică dacă cumva îți dorești porcării sau vrei să vezi porcării, algoritmul va simți asta și o să-ți ofere din ce în ce mai mult gunoi. Uite, și să închem cu un mesaj haios de la Gabriel, care spune că tatăl său și-a făcut cont de Facebook la 80 de ani. Și zice, la Friends găsești popi, primării, saloane de coafură, Metallica, Judas Priest, aplicații la supermarketuri care nu sunt în oraș, spălătorii auto, vulcanizări. Omul dă cereri peste tot și accept la oricine. E nebunie! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.